În ultimele secole a fost schimbată nu numai limba care a fost latinizată, așa cum am spus și în filmele anterioare, dar și gastronomia. După 1605 au fost introduse atât cu venirea austriecilor în Transilvania, dar și în Oltenia, au fost introduse noi obiceiuri, iar apoi trimiterea fiilor de boeri la Paris a modificat definitiv atât limba cât și um, obiceiurile culinare, ca să zicem așa, ale strămoșilor noștri. Vom oferi, iată, din uh, revista Transilvania, un text despre aceste obiceiuri de la 1605. Relativ pe care o să încercăm să-l citim în graiul de la 1868. Textul îi aparține lui George Barițiu, care era la cea dată directorul acestei reviste din Brașov, o revistă extraordinară, atunci apărea de două ori pe lună. Așadar, o să încercăm să citim cât se poate de corect acest text. Dacă vom greși, o să aveți textul în față și o să îl puteți chiar voi corecta. Așadar, o spietele și si bucatele, mai de multu cafe, oa, ceaiulul, ciocolata, rasolul nu era cunoscute de locu, ci aceste beuturi pusesera aduse succesive prin nemtii și valonii lui Leopold I. Numai Cafeoa era cunoscută de la turci ca negra, ci foarte rar beuta. Ca beutura boierească de la dejunu apucase a se incuiba de mai înainte vinarsul curat sub denumirea de aqua vitae. Se mai fierbea atunci in brasiovu, nește apa, de scortișoara, scortișoara. De aceasta și vinar subia dimineția nu numai boierii mari, ci și si jupanesele seu, cocoanele marilor seu, pentru că ambele acelea beuturi se considerau ca beutura de luxu. Dreptul ca vinarsul si înainte cu 200 de ani imbeta pe oameni în ca si în dilele noastre, ci această calitate a lui nu gena pre nimeni, pentru că betia se lua mai mult de bravura precum observa cronicarii cu cea mai mare naivitate. Iupanesele mai prepara vinarsul si cu miere, si cu smochine, aprindie dulu, in, intr-un castronu. Coconele mari avea cate o scatulă de butelci în care pastra băuturile de luxu. Barbații se ospetau diminetia si cu pelino adică cu vinul amaru preparatul piscatoriu sitare. Preste totu vinurile din patria se bea in timp spaimantatoare. Înainte cu doi secoli bucătăria francesca și nemțiasca nu era cunoscute deloc în Transilvania. Așadar, înainte cu 2 secoli față de anul 1868. Continui. Mancarile boierești de luxu era siunca cu hrenu, cu rechiu, cu carne de vita, de gâsca, seu cu slanina, Erna carne de porc cu carne de vita, cu pasatul cu urezu, cu morcov, cu petranzei, cu mazere, zama de gâsca, gaina friptă, se cu cepa cu otietu, cu lardul mazere, cu lardul friptu pus deasupra era mazere, nu se mai strecura de apa. Nici se curatia de hospe, uneori o fierbia cu carne de porc, era carnea de berbece, se gatea cu tarconu sicotietu cu otietul său de cepsioara roșie, care era bucata cea mai placată a lui Mic Telechi și a lui Ștef Apor, epure cu zama negra, șciuca cu hrenul său cu zama sura, zama acra numită a siloru cu carne de vaca seu cu, de porcu cu musicul rechiulu, trecea pe atunci de bucate boirești de onoare. Untul nu se mai punea, nu se punea în nicio friptura, numai în pasatul se punea la mediolo locu, apoi în colaci, în coca placinta scovarda. Caperele se punea în toate bucatele ca adica adică precum se pune a stadi piperul scortișoara. La boier nu se vedea mese rotunde, ci numai patrate de acelea care se tragume, se le stea de catra parete, era alătura era bance, se lavitie la din afara insescaune une cu bratie. Prandiului era la zece ore, precum este a stadii dati na indile de sărbătoare, după esirea din biserica era cina, se punea sera la șase la ore. Înainte de zece pacar Niculu asternia masa la locul de frunte precum punea unul luseu două farfurii și vreo două linguri de argintu, mai înainte de toate farfurile pane le pune inse pe masa numai după ce venea o aspeti. Cu toate nu le punea, ci trebuia să si aibă fiecare teca sa de cutâte, pe care o punea la brâu, inse din apoi, era nu ca tiranii nostri, jupanesele inca purta câte o una teaca cu câte două cutâtașe și una furculita, adică nu aveau cuțite la masă, ci le aducea fiecare la gât, într-o teacă, iar țăranii la spate. Continui. Linguri nu se vedea ca bucatele se făcea mai totul scurse, adică nu aveau supe. Era deca, care au fost aduse de nemți și de francezi, era deca, era zama, era buna și silingura de lemnuseu de cositoriu. Farfurile boireștii în timpurile vechi era mai toate de lemn, mai rarul de cositoriu. Numai din dilele lui Apafia au început a se lati cu totul din adinsul farfurile de cositoriu. Apor ne spune despre boierul lui Ioanu Haler ca aratul îi placea a mânca de petalele de lemn închitusi după aceea se intinsese moda celor de cositoriu, elu totu totul își făcuse unele mici de lemnu pe care le punea în țele de cositoriu, până în direle lui apa fiseu, adică până la venirea Nici niciun boieru mare nu ar fi cutezat să mănânce din farfuria de argintu, care era pre prerogativa rezervată lui. Cred că ce am citit Aici este cât se poate de elocvent în legătură cu schimbarea moravurilor, în legătură cu schimbarea gastronomiei, în legătură cu felul în care se mânca și ce se mânca după anul 1605, atunci când au, în, în Transilvania au intrat uh, moravurile austriece și apoi cele franțuzești. Cât uh, privește limba de la. 1600, 1868, pe care am citit-o aici graiul, el este, după cum ați văzut, diferit față de cel de astăzi, fiindcă în 154 de ani de când datează acest text, au fost introduse în limba română sute și sute de cuvinte franțuzești care le-au înlocuit pe acestea strămoșești, ca să zicem așa.